A urmat apoi o altă perioadă a cenzurii, cea în care a existat chiar și o instituție desemnată să o realizeze, nu? Direcția Generală Asta de este. Presă și Tipărituri. Din ce s-a Ea... caracterizat oficializarea aceasta a cenzurii? Asta este și cea mai importantă perioadă de activitate a cenzurii și este așa zisul model sovietic, pentru că a fost înființată o instituție identică sau, mă rog, similară cu Glavlit. E un fel de direcție a presei și pentru presă și literatură înființată în Uniunea Sovietică. Și după modelul acesteia au fost implementate în mai multe țări ale blocului comunist asemenea instituții. În România ea a fost desprinsă din Ministerul Propagandei, Direcția Presei de acolo, și de aici a păstrat și numele Direcția Presei și Tipăriturilor. Și cu timpul activitățile și atribuțiile instituției s-au lărgit foarte mult și a fost până în 77, când a fost desființată, instituția cu cele mai multe atribuții în domeniul cenzurii. Să facem o concesie mai tinerilor noștri privitori și să le spunem cu ce anume se ocupa, cum se manifesta la concret această cenzură. Practic, În primul da, rând, nu puteau da. apărea cărți, nu puteau apărea ziare, nu puteau apărea, nu se putea vorbi la radio fără să respecti o anume trecere prin furcile ei. Da, la diferite instituții, la radio sau la televiziune, teatru, film, aceste operațiuni erau un pic diferite, dar toate se reduceau la un control prealabil. În cazul cărților sau al tipăriturilor și presa inclusiv, era cenzura de trei feluri, adică controlul prealabil, de pildă, la o carte te duceai cu manuscrisul. Și pe manuscris se făceau niște observații. Și acesta era un control prealabil, adică cenzura înainte de cenzura propriu-zisă. Urmă era controlul manuscrisului, adică pe șpaltul, pe varianta care mergea la tipar. Și aceasta era cenzura care se numea bun de tipar, adică abia după ce se mai uita un cenzor sau o echipă pe conținutul volumului, abia după asta îi se dădea bun de tipar și apărea cartea. Ei, dar mai exista și o a treia etapă, post-cenzura sau cenzura în stadiu în care deja era cartea în librării. Și la această etapă se mai găsea uneori, în cazuri mai rare, e adevărat, că și costurile erau foarte mari, tirajele erau enorme și când o carte apărea într-o 150.000 de exemplare, apărea acolo, a fost retrase din librării 70.000, au fost topite, nu știu câte, deci și cărțile publicate sau revistele puteau fi retrase din circulație, adică deja apăruseră. Aceasta se întâmpla și când unul oarecare nu trebuia să fie neapărat un cenzor din cadrul cenzurii, dar un critic literar sau un specialist în domeniu găsea ceva, o informație și o semnala la partid, partidul spunea da, într-adevăr. Și aici era un șir de pedepse, pentru că se uitau cine a lăsat, cine a citit, cine. După care, după 1977, și domnul profesor Petcu are o expresie foarte bună, spunând că la cutremurul din 77 s-au schimbat multe lucruri, da? După 1977 s-a desființat aparent această Nu, ea s-a instituție a desființat, nu cenzurii. aparent, s-a desființat pe bune. Dar nu s-a desfințat cenzura. Și a continuat să activeze sub forme mai subtile, nu? Da, dar acest lucru era previzibil și explicabil, pentru că nici până în 77 nu doar această instituție s-a ocupat de cenzură, ci o serie de multe alte comitete, redacții, edituri, securitate, propaganda de la partid era un departament. Iar în 71 sau 72 se înființează Consiliul Culturii și Educației Socialiste, care încet, încet și-a atribuit funcțiile instituției defuncte sau desființate în 77. În 77 s-a desființat o instituție în sensul că oamenii de acolo au fost fie transferați, concediați, instituția avea mașini, automobile, pentru că în cadrul ziarelor ele trebuiau să apară dimineața, cenzorii lucrau de pildă
de până la 1 noaptea, până la 2, ora 2 noaptea. Și atunci ei erau aduși și duși acasă cu autobuzele instituției și sunt documente în care cu tare mijloc de transport sau mobilă este donată sau transferată la alt minister, iar cei mai buni cenzori, undeva în jur de 100, dintr-un total de 270 în ultimul an, au fost transferați la acest Consiliu al Culturii și Educației Socialiste, unde au fost înființate departamente identice cu acelea din cenzură și activitatea lor, în multe cazuri, practic, nu s-a deosebit. Adică ei, pur și simplu, au activat în cadrul altei instituții și într-un alt sediu. Dar, sau nu chiar alt sediu, pentru că și Consiliul Culturii tot la Casa Scânteii, dar probabil că ceva acolo tot instituția în sine nu mai activa, au fost aduse reviste, edituri, alte instituții. Pentru final aș vrea să menționăm și cartea aceasta a dumneavoastră, Caiet de Cenzori, pe care de fapt am menționat-o mai devreme. Cum ați întors oceanul aici? Adică ce ați descoperit prin acest document? Ce schimbă din perspectiva asupra cenzurii un astfel de document? Trebuie să menționez că este vorba de o ficțiune, deci este vorba de o poveste inventată de mine, dar după aproape 10 ani în care eu am trăit așa cu cenzura și am scris și am editat documente și știam foarte multe subtilități și printre altele am găsit la un moment dat ceva care pe mine m-a mirat și anume era vorba de fuga unui cenzor în străinătate și eu știam că avusese multe burse în străinătate, știam că în 1975 un cenzor din Cracovia, din Polonia, a fugit în străinătate și a furat vreo 700 de documente. Și acestea au fost editate, comentate și era cea mai bună carte despre cenzură și care demonstra că, de fapt, așa zisa lipsa, absența cenzurii în regimul comunist este un mit și că există în regimurile comuniste o cenzură foarte dură și poftim documentele, poftim dovezile și argumentele. Iar cu un an înainte a fugit un cenzor român, o cenzoriță, și nu era oarecare, deci nu era un cenzor cum era Străjevski din Polonia, care era un ceva pe literatură. Nu avea așa o funcție importantă. Ori în România, Petrescu avea funcția de șeful biroului documente secrete. Adică toate documentele secrete, tot circulația documentelor, arderea, pentru că eu am găsit-o pe ea în toate procesele verbale, în care documentele secrete, lista lor fiind expusă, așa erau arse. Și așa m-a interesat, în primul rând, am citit cu atenție lista aceea și am văzut ce documente erau arse. Și acolo am găsit caietele de cenzor. Și nu era doar, să zic, menționat caietul, ci era formatul, era caietul lectorului, era caietul care instructorului care mergea în teritoriu, pentru că noi aveam un sediu central și aveam sedii periferice, locale. Deci întreaga România era populată așa, înțesată cu mici deci, sedii ale cenzurii. Pe scurt, până la urmă, era grea viața de cenzor, chiar dacă aparent ei par că au fost niște oameni care aveau pâinea și cuțitul, din moment ce a și fugit din țară. Da, și încă a fugit nu în anii 80, când se fugea, să zic așa, pe motive întemeiate, a fugit în 74, când încă, mă rog, erau primele semne. Era grea viața de cenzor pentru că nici ei nu hotărau, deci pâinea și cuțitul, de fapt, nu prea... puține domenii aveau, dar până și cuțitul era la partid și pe urmă a început și securitatea să se implice foarte mult. Încă prin 71-70 făceau razii din astea prin instituție și pedepseau și dacă șefa a fugit, atunci ne putem imagina că erau și probleme. Mai îi dădeau afară, îi pedepseau. Acum, din ce perspectivă privim? Pentru că pe ăștia cu facultăți umaniste, istorie sau, eu știu, filologie, limbi străine, îi aștepta o navetă undeva într-un sătuc și era de preferat să lucrezi într-un sediu călduț, unde până la urmă nu era chiar așa de imposibil activitatea, adică nu era chiar așa de greu să tai ceva subversiv sau... Practic, nici astea nu prea erau, era o convenție, dar nu mai lungim vorba. Și caietul de cenzor încearcă să recupereze ficțional un document istoric pe care nu l-am găsit în arhivă.